L-a luat, l-a luat. 100 de metri, bras. Ala-i, ala-i, haide boss. Hai că poți, haide. A, n-ai putut. Ala-i. Gata. Intră în mine. Că intră și eu în tine după aia. Ce? Gazele, gazele. Cu gazelul. Vreau să deschid viziera. De aici se deschide, nu? Suntem piloți pe drum. Da, în general. De ce nu vor părinții să-și lase copiii sau oamenii să meargă cu motocicleta în România? Că în alte țări se poate. Dacă în alte țări se poate, asta înseamnă că se poate și la noi. Cum am spus, dacă în alte țări se poate, asta înseamnă că se poate și la noi. Nimic nu e imposibil. Plecând de la premiza asta, spunem așa. Și răspundem la întrebarea de mai devreme. De ce? Pentru că în momentul în care ești pe drum în România cu motocicleta, pe lângă faptul că oamenii nu sunt atenți la tine, mai pe scurt, cu toate combinate, cu neatenția ta, cu neatenția celuilalt, cu toate astea, în România dacă ești cu motocicleta, ești pilot. Ești pilot pentru că în orice moment îți sare un idiot în față, în orice moment poți păți orice. Și într-adevăr, față de alte țări, e un risc destul de mare să fii motociclist în România. Implică foarte multe riscuri față de alte țări. Ca de exemplu, în alte țări, drumul după ce e iarnă, dacă este iarnă, bine, noi avem și chestia asta, avem un minus față de alții, pentru că noi avem și 4 anotimpuri și uite exact ce vorbeam. L-a luat, l-a luat. 100 de metri, bras. Ala-i, ala-i, haide boss. Hai că poți, haide. Așa, am uitat ce vreau să spun. În fine, da, că sunt foarte multe riscuri. În alte țări, de exemplu, după ce se dă cu sare primăvară sau nu știu ce, băi, se spală șoseaua. Se spală. Și acolo nu vezi cât un gicu care aruncă cu plasa de ulei, exact cum am spus și în episoadele trecute, care aruncă cu plasa de ulei pe drum ca să pice stresul. Chestia e că e foarte periculos. Tocmai de aia e și foarte atrăgător. Că e periculos. Da, dacă stai să te gândești practic, în București eu pe un drum pe care îl fac cu tramvaiul și cu metrou, cu astea două drumul ăla îl fac în 40 de minute, cu mașina îl fac în 2 ore jumate și cu motocicleta în 20 de minute. Deci cine câștigă? Motorul. Aia e capota deschisă la mers sau aia e noua răcire a merțanului. Nebunilor. Hai să ne întoarcem la el, să ne distrăm puțin. Vino încoa. Care vreți? Vă plac motocicletele, nu? Hai pe partea asta. Hai, dă-i de ăsta. Ale. Vă uitați la motovlogări? Da. Și eu fac motovlog. Pe mâine? Aha. Da, zi-o. Nimic, am stat cu ei de vorbă. A, nu. Dar mi-a făcut semn, mi-a întrebat dacă le plac motocicletele astea. Oh, cum a fost curba aia. Oare voi reuși să... Nu mai reușesc. Să depășesc această Dacie. Oare am puterea necesară de a depăși această Dacie? Oare vreodată în viața lor mă vor depăși? Au, 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 au. Gazela! Ala-i. Ăla-i. Ăla-i. Bă, nu știu ce să zic, dar în momentul în care ai echipament la 5 grade câte sunt afară, nu simt absolut nimic. Bine, mai puțin Adidas, care nu sunt de motor. Și mă uitam tot așa să-mi iau niște Adidas. Am zis să mai strâng niște bănuți. Mamă, câte platforme. E ziua platformelor. Platformelor.
astăzi. E ud. Nu, e de-aia, se ridică. E de-alea scumpe. Platforme de-alea scumpe. Poftă mare. Să o ai între picioare. Păi dacă n-acordă prioritate, eu ce să-i fac? Îi zic de acru. Aha. De când am mai mers noi între mașini? De când? De seară. Miau. Ce s-a uitat nenea ăla? Ai, bă, oameni, bă, râdeți, mă, că e frumoasă viața. Mai puțin când se pune roșu la semafor. Vreau să trec pe aici. Mersi. Sunt așa fericit. Nu mai sunt așa fericit. Ud. Arum, papam, papam, papapapam. Arum, papam, papam, papapapam. Hai să speriem. Ce-i ăsta? Tub? Un butoi mai lung? Ce un tub? Definiția tubului. Un butoi mai lung fără gaură în fund. Bă, are telefoane acolo. Mamă, câte telefoane avea. Am învățat modelul de dubă și acum știu la care trec, la care nu trec. Cu oglinda mea față de oglinda lui. Umezeală, umezeală, dar tot îți intră praful în ochi. Ram pam pam, ram pam 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 pam. Mulțumesc. Mersi mult, mersi frumos. Ești un dulce și un duios. Vede-mă. Hai că dacă ăsta e acurbă mai strâns răstoarnă. Vede-mă. Stresul e, dar de ce strânul și caști în fiecare episod? Nu știu, vreau și o să mă deosebesc prin ceva și înainte să mă urc pe motocicletă îmi bag bețe în nas, mă gâdil și după aia strâng pe motocicletă ca să prind în videoclip, știi? Așa. Acum și sughiți pe lângă faptul că m-ai strănut și cum să numeam și casc de la căscat. Căscatule, nu știi cum să numea căscat. Pe lângă stână să facă brânza bună, să nu fie usturoaie ca gura de jânăroaie. Păi uhei bari, uhei bari, cum să fac? Cum se fac să te apuc și să te țuc, da-ra-ra-ra-ra-ra-ra, să te țuc și să mă duc, da-ra-ra-ra-ra-ra-ra.